Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În dimineața din nou, știu că nu o să vă placă subiectul care urmează, dar, mă rog, nu vă grăbiți să strâmbați din nați, să aveți încredere în noi. Problema e că, în ciuda a ceea ce credem mulți dintre noi, să știți că războiul din Ucraina n-a înlocuit pandemia, decât la știri. Adică nouul coronavirus circulă în continuare prin lume, suferă mutații și infectează în continuare foarte mulți oameni. În câteva țări europene a început din nou să crească rapid numărul infectărilor și spitalizărilor. În Marea Britanie, în Irlanda, în țările de jos, în Elveția, în Italia și la noi se constată o ușoară creștere. S-ar putea să fie și efectul ridicării totale a restricțiilor. Foarte puțini acum mai poartă mască, dar o să vedem ce se întâmplă. Unii specialiști au început însă să avertizeze că se ridică un nou val epidemic. În acest timp, în China, o creștere bruscă a numărului de noi cazuri de COVID a determinat autoritățile să ia măsuri stricte de carantinare. Au fost închise școlile din Shanghai, au fost plasate în lockdown mai multe orașe din nord-vestul țării. Când spunem oraș în China, ne referim la milioane de oameni. Ca să înțelegeți cum se aplică măsurile de carantinare în China, cât de dure sunt, o să vă spun că la un singur caz de coronavirus se închide complet locul respectiv, adică blocul, cartierul sau chiar un mall, adică oamenii dinăuntru. Dacă te prinde cumva, e cineva testat și ești în mall, se închide mall-ul. Și primești acolo saltele, primești mâncare, dar ești păzit de armată, afară nu poți să ieși, până când se termină perioada de carantinare. Și mai circulă imagini cu oamenii care, mă rog, prin mall se plimbă de colo-colo și așteaptă pur și simplu să treacă timpul. Deci au o politică foarte strictă. Așadar, pandemia n-a murit, ba chiar dimpotrivă. Ce riscăm noi în România? L-am sunat pe epidemiologul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața, domnule Petreanu! Ce se întâmplă? Ce riscăm noi? Deci, în primul rând, contextul. Ați spus de China. Într-adevăr, ei merg pe această politică de cazuri zero, pe lockdown-uri și sigur este, în opinia mea, singura țară care poate să aplice o asemenea politică în momentul de față, pentru că ei pot să închidă, cum spuneați, 100 de milioane de oameni în lockdown și ceilalți 1,5 miliarde să lucreze în continuare și țara să meargă înainte. Deci ei se feresc de situația în care infecția s-ar răspândi la 1,000,000,000 de oameni, pentru că atunci situația ar fi depășită și mai mult ca sigur că ar fi foarte complicat de a mai lua măsuri. Asta situația în China. Eu nu consider că este o politică care poate fi până la urmă câștigătoare, să nu am eu dreptate, pentru că pur și simplu asta ar fi valabilă, această politică, dacă virusul ar dispărea în restul lumii. Ori, așa cum ați spus foarte bine, virusul circulă în continuare, dă variante noi, cum este acest Delta-Cron. Dar ce este cu Delta-Cronul ăsta? Ce e asta? Este o combinație, deci, vedeți, virusul se modifică în cel puțin două moduri. Deci, fie stând pe o persoană, să spunem, imunodeprimată o perioadă mai lungă de timp și transformându-se el de sine stătător, greșind și dând variante noi, dintre care unele mai performante, fie în momentul în care două infecții merg simultan, cum a mers Delta cu Omicron, se ajunge la situația în care aceeași persoană este infectată în același timp și de virusul Delta și de Omicron. Acestea se regăsesc în aceleași celule și se recombină. Deci dau variante recombinante, luând caracteristici și de la Omicron și de la Delta, în proporții diferite. Se pare că există la ora actuală mai multe variante de Delta-Cron. Unele luăm mai mult de la Omicron și mai puțin de la Delta, altele mai mult de la Delta și mai puțin de la Omicron. De aceea se observă că, să zicem, în America de Nord lucrurile evoluează într-un fel, în Europa, în unele țări, evoluează în alt fel. Până acum, acest Delta-Cron se pare că nu ridică probleme foarte mari, dominantă fiind în continuare varianta Omicron, dar se va vedea. Deci este observată și această situație nouă cu acest Delta-Cron, și se va vedea cum vor evolua lucrurile. Deci asta este important de reținut, că virusul ăsta nu a încetat să funcționeze și de aceea apar și atenționări, cum a fost cea din Germania. Ei acum sunt într-o urcare mică după o coborâre mare, depășind vârful, considerându-se că au depășit vârful de Omicron.
Și totuși, ministrul Sănătății din Germania a tras atenția oamenilor și a rugat, efectiv, ca să se vaccineze în continuare pentru a se evita din nou o situație deosebit de neplăcută, să spunem, potențială în toamna viitoare. Și ei vaccinează mulți oameni, zeci de mii de oameni vaccinează pe zi și ar dori să crească acest nivel de vaccinare. Da, prin comparație, prin comparație la noi, acum la noi vaccinările, cred că nici nu știu dacă se mai vaccinează cineva. Bun, cine a vrut să vaccineze, asta a fost. Nu avem indicație pentru a patra doză, cine a vrut să facă boosterul l-a făcut. Dar măcar am trecut de un val foarte puternic, foarte intens, în care au fost foarte mulți infectați. Putem presupune că împreună cu vaccinarea și cu imunizarea naturală totuși avem o protecție față de apariția unei noi variante, față de revenirea pandemiei? Asta se va vedea nu peste multă vreme, pentru că măsurile fiind practic reduse substanțial, ca să nu spun abolite, iarăși avem acel interval de 2-3 săptămâni, eu zic mai sigur 3 săptămâni, după care se va vedea care este situația cu această imunitate post-infecțioasă reală sau presupusă, parțial cel puțin, și cu imunitatea post-vaccinală. Deci vaccinul rămâne, asta e foarte important de reținut pentru ascultători, că vaccinul rămâne calea pentru a te feri de forme grave de boală. Vedeți, este un studiu al Universității Oxford publicat în data de 7 martie în Nature, care este o revistă foarte serioasă și care arată că pierderea gustului și mirosului predominant după formele medii de boală se pare că nu se datorează în primul rând, cum se credea, înlocuirii celulelor gustative și olfactive cu țesut conjunctiv, ci efectiv afectării creierului. Deci este o boală extrem de perversă, ca să spun așa. Deci nu afectează numai plămânii la destul de mulți. Nu afectează doar alte organe, ci afectează efectiv creierul. Și vedeți cum se poate face o legătură între acea durere de cap, numită cefalee medical, durerea de cap pe care o acuză mulți, și după aceea problemele acestea care apar la nivelul creierului și care iarăși sunt greu previzibile ca evoluție. Cei de la Oxford au făcut acest studiu pe o biobancă și au avut date privitoare la persoanele incluse în studiu și dinainte și de după îmbolnăvire. Deci vorbim de o biobancă. Și aici vorbim de o potențială chiar reducere a substanței cenușii, deci a sistemului, afectarea sistemului limbic. Deci e mult mai bine să nu te îmbolnăvești, asta este clar. Și dacă te îmbolnăvești, să nu dezvolți forme medii și grave, iar vaccinarea previne acest. Mulțumesc foarte mult. Mă uit acum pe datele privind vaccinarea la nivel global. Au fost administrate aproape 11 miliarde de doze, 10,9 miliarde de doze. 4,46 de miliarde de oameni de pe planetă sunt vaccinați cu schema completă. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru explicații. Luca și cu mine, care am avut COVID în echipă, am observat ceva cu reducerea materiei cenușii, dar să știți că încă luptăm. Sunt grijorat că am făcut și de două ori. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.